Cum ne-a afectat pe noi pandemia? Cred că toți am fost afectați, unii mai mulți, alții mai puțin. În primul rând că pandemia ne-a afectat financiar, pentru că în momentul în care a început pandemia de COVID, tocmai ce terminasem un proiect de televiziune și mă concentram pentru începerea unui alt proiect de televiziune care evident că nu s-a mai concretizat. A trebuit să mutăm totul în social media și în online în general. Pe lângă asta însă au fost și alte lucruri care au ieșit la suprafață și pe care poate nu voiam să le întâlnim în viața asta. Am descoperit ce înseamnă ipohondria. Am descoperit că dacă te doare degetul mic, te testezi de COVID ca nu cumva să fii bolnav. Eu în perioada asta am o laringită și am făcut 5-6 teste, nici nu mai știu. Le-am pierdut numărul la un moment dat pentru că vreau să fiu sigură că nu sunt bolnavă. Au fost și părți, să spunem, bune, pentru că întrucât am stat acasă, mi-am petrecut foarte mult timp cu copiii mei, timp pe care în mod normal nu aș fi avut cum să-l petrec cu ei. Am mai prelungit starea de stat acasă pentru un an. Dar până la urmă trebuie să ne întoarcem la lucrurile pe care știm să le facem. Trebuie să ne întoarcem, nu știu, la întâlnirile noastre cu prietenii. Mi-e dor de o petrecere. Nu sunt așa înnebunită după petreceri, dar mi-e dor să stau cu prietenii până târziu în noapte și să discutăm despre diverse lucruri, să ascultăm muzică și să ne bucurăm pentru evenimentele din viața noastră. O să vină și vremea aia, doar că mai avem de așteptat această inițiativă, pentru că până la urmă fiecare dintre noi are câte un of în pandemia asta. Dacă ar fi să vă dau un sfat, ar fi că nu există niciun sfat, pentru că n-ai cum să sfătuiești pe cineva ce să facă și cum să facă într-o situație de genul ăsta. Fiecare își știe personalitatea așa cum este. Important e să căutăm în adâncul sufletului nostru și să găsim resursele cu care să reușim să mergem mai departe. Uniți-vă în jurul familiei și asta cred că vă va ajuta.